Apar simptome noi din ce ați văzut în cazurile noi de coronavirus? Spre exemplu, vă întreb, pentru că vorbeam astăzi chiar cu un cunoscut și îmi spunea că de 3 zile a strănutat, s-a dus, un prieten s-a dus și a făcut testul și a ieșit pozitiv la coronavirus doar de la strănut. Deci, practic, ăsta era simptomul care ia... Aici aș puncta în felul următor, sunt 3 lucruri de spus. În primul rând că, în general, infecțiile virale au o paletă foarte largă atunci când vorbim de simptome. Și SARS-CoV-2 nu face excepție. În al doilea rând, în ultimile luni, am învățat, adică practic din experiența clinică de zi cu zi, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, sunt multe variante pentru aceste simptome. Pacientul poate să meargă pe o simptomatologie digestivă, care unor este foarte redusă. Sunt pacienți care au doar pierderea gustului într-o oricare măsură. De fapt, o modificare a gustului, mai corect spus. Nu au altceva. Alte persoane au dureri abdominale și atât. Alții au nasul înfundat sau tușesc. Adică trebuie spus că paleta este extrem de largă pentru aceste simptome și că, din păcate, nu există o variantă sigură care să ne spună că anumite simptome te duc cu gândul la infecție cu SARS-CoV-2. Motiv pentru care, în plan practic, când cineva are o simptomatologie care persistă mai mult de 48 de ore, în mod normal ar trebui să testeze. Sigur că aici putem să discutăm că de multe ori nu e foarte simplu să o facă. Și ideal ar fi să putem face această testare, nu reușim cu testele PCR, măcar testele rapide care ne pot orienta, cele care sunt pe bază de antigen. Și ar mai fi ceva de spus. Când totuși avem o simptomatologie, chiar dacă este sunt anumite simptome care nu ne spun, nu ne duc cu gândul la COVID, eu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar să ne izolăm. Dacă sunt copii, nu vor merge la școală, bine, oricum acum e varianta online, dar vorbim la nivelul României în general, adulții ar trebui să nu meargă la locul de muncă, să gândească preventiv. Pentru că se poate întâmpla să fie totuși infecție cu SARS-CoV-2, să meargă la locul de muncă și, din păcate, vor transmite până în momentul în care au rezultatul. Deci cel mai corect este să izoleze, dacă urmează să testeze, să aștepte în liniște până în momentul în care au rezultatul.